că în dezvoltarea mea personală, în domeniul artistic, familia Hrenică, într-adevăr, a avut un rol determinant, aș putea să spun. Nu am început de foarte tânăr să lucrez artă. Am făcut-o un pic mai târziu. Am făcut-o începând cu anul 2017, în momentul în care m-am înscris la îndemnul unor prieteni la Școala Populară de Artă, cei care au considerat că totuși aș putea să mă exprim artistic mult mai bine dacă voi fi îndrumat de către cineva. Am optat pentru această variantă pe care nu o regret. Este un lucru pe care cred că în sufletul meu mă gândesc că l-am meritat și l-am meritat pentru că am descoperit doi oameni extraordinari, cei care mi-au canalizat energiile și potențialul spre a-mi dezvolta, să zic așa, imaginea de ansamblu despre artă. Am lucrat în diferite tehnici, am fost susținut de către dumnealor și am fost povățuit exact acolo unde aveam nevoie sau unde credeam că există o urmă de îndoială sau neîncredere în mine. Cred că am reușit cât de cât și încet, încet, printr-un efort, zic eu, și personal, dar și colectiv împreună cu dumnealor, să-mi canalizez energia și să mă formez ca și artist plastic, zic eu. Nu regret niciodată faptul că, chiar dacă mai târziu am îmbrățișat activitatea artistică, consider că nu doar eu ar trebui să fiu cel care îi mulțumesc, toți cei care au trecut prin Școala Populară și care au reușit câte ceva să realizeze ceva sau să expună un tablou pe un perete, să știe că în spate a fost o muncă și îndrumarea acestor oameni minunați. Școala Populară, de altfel, prin simpla ei existență, denotă seriozitate și un spațiu cultural și deschis către toată lumea. Deci oricine ar trebui să încerce, oricine ar trebui să-și găsească potențialul și valențele necesare pentru a se dezvolta, ar fi minunat.